În porturile de la Malul Mării se aflau în această dimineață 31 de nave fără operațiuni portoare. 21 dintre acestea erau în portul Constanța, 8 în portul Midia și 2 în portul Mangalia. Cele mai multe necesită reparații. De asemenea, la avizări, marți erau 10 nave, toate pentru portul Constanța. Potrivit buletinului informativ al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime, pe 29 martie, 52 de nave erau sub operare. 47 se aflau în port portul Constanța, patru în portul Midia și una singură în portul Mangalia. Acestea aveau de încărcat sau descărcat în mare parte fier vechi, containere, cereale, îngrășăminte sau laminate. În rada portului Constanța se aflau marți dimineață 27 de nave. Dintre acestea, 19 așteptau pentru operare, iar 8 nu aveau operațiuni portuare.